adunare al Parlamentului European în România. Mă aflu aici pentru că este sesiune europarlamentară și pentru că și de la birourile de informare din statele membre vin angajați ca să participe în felul lor la activitățile care se desfășoară în sesiune europarlamentară. Aș dori să vă fac o prezentare despre Parlamentul European și, dacă este timp, și despre biroul nostru, despre activitățile pe care le desfășurăm. Suntem de la Asociația Studenților Timoceni din România. Ce înseamnă asta? Adică românilor din Valea Timocului, studenților care studiază la facultățile din România. Am făcut această asociație la Craiova și acolo ne desfășurăm activitățile și cu acest prilej am fost invitați să venim și aici la Parlamentul European. În general avem multe activități, deci ne-am înființat acum un an și un an jumate și am desfășurat peste 80 de activități și în România și în Valea Timocului. Activități legate de promovarea limbii, culturii, tradiției românești și să sperăm că va fi bine în viitor și că o să putem și noi să avem niște drepturi elementare și fundamentare care aparțin de limba, de cultură și de tradiție. Și toți sunteți în această asociație? Nu. Decât cei 6 ai din față. Curajoși din primul rând. Curajoși din primul rând. Și ceilalți? Ceilalți sunt un grup de studenți din Râmnicu Vâlcea, din Vâlcea și din Dolj, deci din Craiova, din Calafat și din celelalte localități și reprezentanți ai presei din Vâlcea și din Craiova. Și din Valea Timocului, mă scuzați, Timoc Pres. Să le scriem. Și pentru noi ar fi foarte bine dacă putem să organizăm împreună un curs de management a acestor proiecte. Situația este foarte delicată pentru că, de exemplu, Serbia are legea prin care aprobă, deci, studierea limbii române la școli din Valea Timocului și legea de mass media există. Nu, deci nu avem dreptul la Biserica Ortodoxă Română Valea Timocului, dar nici drepturile astea nu se pun în practică. De exemplu, noi am fost acum, deci asociațiile din Valea Timocului au adunat semnăturile pentru înscrierea la limba română în Valea Timocului, deci la curs de limba română. Asta înseamnă
o ora de limba română ca un subiect de ales, să zicem așa. Și asociațiile de acolo au adunat semnăturile, există aproape 100 și ceva de semnături părinților al căruia copiii vor să învețe limba română la școală. Și acum nu s-a primit niciun răspuns. Acest lucru s-a făcut și în 2009, când a apărut această lege. A fost aprobată și de Ministerul Învățământului, dar nu se merge mai departe decât se semneze acest ordin, dar școlile nu iau măsurile și nu particip la această acțiune de a aduna semnăturile, de a convinge oameni să merg să înscrie copil la limba română, pentru că nu sunt părinții aia sau asociațiile care trebuie să adune semnăturile pentru limba română în școlile din Timok. Deci instituțiile și școala trebuie să fie aia care trebuie să pune un afiș unde o să scrie în data de, până în data de, școala respectivă face înscrierea copiilor sau elevilor la limba română. Deci noi asta vrem. Instituțiile din Valea Timocului mai mult să contribuie pentru acest lucru. Oricum, deci datele neoficiale sunt că acolo trăiesc aproape 300 de mii de români vlahi, să spunem așa, pentru că la noi există și această criză de identitate. Noi încă nu știm ce suntem, dacă suntem români sau vlahi, dar este vorba de aceeași popor, de un sinonim. Ca cum aș fi, zicea, neamț și german. Deci e la fel, nu există nicio diferență între asta. Păcat e ca și noi, pentru că nu suntem un popor care este foarte educat. Nu avem și asta problema, că nouă și ne trebuie logistica asta de sprijin, de niște oameni puternici și niște oameni educați care vor putea să face ceva și să aducă acest lucru mai departe, deci să-l aduce acolo unde trebuie să fie, dar trebuie să fie deci și să se bazeze la drepturile fundamentale. Deci noi cerem decât școala în limba maternă, deci nu școala ca școala, clădire, școala. Deci cerem un curs de limba română la școlile din, ca subiect. Sărbești din Valea Timocului cerem deci slujirea în limba maternă la bisericile și cerem mass media în limba maternă. Referitor la mass media, în Valea Timocului există o singură agenție de presă care se numește Timoc Press. Din păcate, alte mass media sau alte televiziuni, radio, presa, nu există niciun articol în limba maternă. Nu există, au făcut acum niște reportaje sau niște știri de când 5 minute în limba, să spunem, vlahă. Eu nu pot să spun așa ceva pentru că limba vlahă asta nu există. Deci noi vrem ca să se expune la medii în limba maternă, în limba română. Deci, adică dacă în acordul ăsta de la Ministerul Învățământului, care se numește Jarko Obradović, unde a scris că limba pe care minoritatea și vlahă poate să o învețe la școală este limba română, de ce acum nu se introduce și nu se vorbește la televiziune din Valea Timocului în limba maternă oficială? Pentru că nivelul de limba noastră maternă în Valea Timocului a rămas la un nivel, să spunem, rural. E un grai. Pentru că, normal, deci noi suntem un popor autohton. Poporul autohton asta nu a înconjurat granițele României,
când s-a format România și normal că limba nu a evoluat și noi am rămas la nivelul ăla, la nivel de limbă, acum 200 de ani. Sunt concluzii care, sau consecințe care se aplică vouă, tuturor. Deci nu sunt povești. Nu sunt lucruri care se fac, nu știu, pentru nimic. Să știți că de când vă sculați dimineața, până când vă culcați înapoi seara, vă loviți de normele europene. Începând de la apa cu care vă spălați dimineața, peluța de dinți, pasta de dinți, nu știu ce, fardurile alea ce vă dați și toate celelalte, da? Sunt după norme europene. Nu le simțiți, adică nu sunteți conștienți de chestia asta. Dar există aceste norme europene care se aplică și trebuie să fie respectate de toate statele membre. Acesta este cel mai simplu mod de a explica. Bun, că după aia sunt alte lucruri mari, că sunt proiecte, că sunt autostrăzi, că sunt tot felul de alte lucruri, aia e altceva. Dar tot timpul Uniunea este prezentă în viața noastră, a statelor care sunt membre și a statelor care vor să adere. Pentru că și acolo e acest proces pe care l-a auzit tot timpul, de asimilare a acquis-ului european, deci de adaptarea legilor naționale la legile europene. Și de asta este și această participare aici, pentru că și Serbia vrea să intre în Uniunea Europeană și va avea mari probleme cu minoritățile. Pentru că ei cred că a avea legislație este suficient. Nu trebuie să mai și aplici. Pentru că noi care venim dintr-un stat fost comunist știm. Legislația poate fi extraordinar de frumoasă. Că mă spune acolo, te apără, te-ți dă, îți face, îți drege. Și la aplicare, zero. Suntem obișnuiți cu chestia asta, nu? Așa încearcă să se întâmple și în Serbia cu minoritățile, ceea ce nu-i corect. Și mai ales că au dublu standard. Au un standard în Voivodina, au un standard în celelalte regiuni ale Serbiei. Ei aplică un dublu standard, ceea ce nu va fi acceptat niciodată. Asta vă spun eu. Am trecut și eu prin ultima parte de discuții între Uniune și România, că eram observator. Și am apucat un an și ceva la discuții. Problema am avut noi cu minoritățile noi care, nu știu ce zic sârbii, dar România de adevăratelea poate fi considerat un model pentru minorități. De adevăratelea. Nu există țară care să aibă 19 minorități în Parlament. Automat. Deci fără... Nu contează că iau voturi, nu iau voturi, poate să ia și 5 voturi. Minoritatea aia tot ajunge în Parlament. Nu există. Plus celelalte drepturi de a școală, limba maternă, de a avea mass media, până și s-a ajuns și la situația că în unele zone români își pun căștile pe urechi ca să asculte ce se discută în Consiliul Local, în administrație. Nu? Deci mai mult de atâta, poate zicem la Franța, că suntem în Franța, să facă ceva cu minoritățile. Nu au minorități. Nu există minorități în Franța. Nu se recunoaște nicio minoritate. Hai să mergem pe stradă. Numai dacă ne uităm la culoare, iertați-mă. Păi așa v-ați de realitatea, nu? Nu? Deci noi suntem un model. Dacă se întâmplă și în Serbia la fel, atunci va fi în ordine. Deci vă spuneam că în ultima parte am avut mari discuții cu, știți foarte bine cu cine, cu colegii noștri din Ungaria, în condițiile în care noi aveam absolut toate drepturile și nu de pe vremea democrației, chiar de pe vremea, din vremea regimului comunist. Deci, în aceste condiții am avut mari discuții. Vă dați seama că aici vor fi mari discuții. Și am mai avut și o întâlnire acum 2 săptămâni. Vă spun că în delegația cu Serbia, din care fac și o parte, vor fi discuții pe această temă. Pe temă de respectarea drepturilor minorităților și două linii principale. Școală
în limba maternă și religie. Biserică. Ceea ce este foarte important. Astea, aceste două lucruri trebuie să fie respectate și să se ajungă la un nivel normal, la un nivel european. Pe care fiecare țară trebuie să îndeplinească pentru a avea un anumit număr de scaune în Parlament. Nu e un criteriu, este o hotărâre a Parlamentului, bineînțeles confirmată și de Consiliu. Ultima oară s-a făcut o modificare a numărului de deputați în 2008, cred că la începutul, în cursul anului 2008. Nu există o regulă. Nu există regula bazată pe populație, pentru că e complicat. Nu se poate să faci acest lucru, pentru că sunt state care au 500.000 de oameni, cum e Malta, 600.000, ceva de genul acesta, statele care au 1.500.000, statele care au 60.000.000, și atunci este complicat. Și atunci s-a ajuns la un compromis politic, nu e stat fără mai jos de 7, pentru că s-a făcut un calcul, 7 membri înseamnă că pot acoperi 14 comisii. E o chestie din asta, la câtă populație este pentru un deputat, dar nu e același număr în toate statele membre. În 2008 s-a făcut în așa fel încât să fie în creștere. În funcție de populație, numărul de locuitori pe un cap de deputat european să fie în creștere, pentru că erau niște disfuncționalități. Deci nu există o decizie. Se încearcă acum. Cu privirea la legea europeană... A început să sune. Legea europeană pentru dobândirea cetățeniei pentru minorității sei. Deci pentru țările. Nu există legea europeană. Nu există... Uniunea nu este compatibilă în acest domeniu. Nu există o politică comună de migrație. În acest moment, o politică comună de azil, o politică comună de migrație și, până la urmă, și o politică comună de acordare a cetățeniei. Nu există, pentru că nu există compatibilitate, responsabilitate la nivelul Uniunii. Dar fiecare țară face cum crede ea. Domnule Marinescu, ne-ați făcut onoarea mie și unui grup de tineri din România să venim în vizită la Parlamentul European, sediul din Strasbourg. Având în vedere că au trecut 5 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, cum apreciați dumneavoastră evoluția României în acești 5 ani și dacă așteptările dumneavoastră sunt confirmate de realitate? În primul rând, nu e onoare. Sper că a fost o plăcere. Într-adevăr. Și sunt aproape 6 ani. Mai sunt 2 luni și se fac 6 ani de când suntem membru al Uniunii. Așteptările nu sunt îndeplinite în totalitate. Știți, în 2007, în ianuarie, atunci când a fost ales vicepreședinte al grupului popular pentru prima oară, deci eram în prima lună, prima mea întâlnire cu un personaj politic de marcă a fost cu Angela Merkel. Imediat, a doua zi după ce am fost ales, eram în ianuarie, am fost la Berlin, pentru că Germania era președinta prin rotația Consiliului și i-am spus lui Merkel că România va fi o surpriză extraordinar de pozitivă pentru Uniune. Acum, cred că nu s-a îndeplinit în totalitate, nu știu dacă trebuie să mă gândesc să țină minte sau să nu țină minte ce i-am spus. Nu cred că ne-am îndeplinit așteptările, cele realiste, nu cele nerealiste, pentru că nu am profitat de toate avantajele Uniunii, nu am cheltuit toți banii europeni care ne puteau aduce foarte multe avantaje din toate punctele de vedere, din locuri de muncă, din creștere economică și în același timp din infrastructură, în primul rând, nu? Autostrăzi, apă, canal, toate celelalte, plus toate celelalte rezultate ale proiectelor, nu numai bani, rezultatele proiectelor pe care le-am fi dezvoltat. Nu le-am dezvoltat, din păcate, și nu cred că am făcut foarte bine. Pe de altă parte,
dezvoltarea instituțiilor n-a fost în direcția în care ne doream toți, cred, sper eu. Unii, e adevărat, nu și-au dorit acest lucru. Mai avem încă mecanismul de cooperare și verificare în justiție, ceea ce ne aduce, după părerea mea, prejudicii. N-am intrat în Schengen, tot din aceeași cauză, deci avem niște nerealizări. Pe de altă parte, însă, putem spune că a fi membru al Uniunii îți asigură, ai o siguranță, pentru mine cel puțin și cred că pentru mulți români, este siguranța că nu vom fi niciodată conectați cu Estul. Suntem conectați cu Vestul. Cred că e primul lucru la care trebuie să ne gândim. Deci trebuie să muncim în continuare pentru a spune că ne-am integrat și avem foarte multe lucruri de făcut. Următoarea întrebare. Activitatea la Parlamentul European presupune o mare implicare în cadrul grupurilor politice. Dumneavoastră sunteți chiar vicepreședintele grupului Partidului Popular European. Care sunt principalele caracteristici ale acestei doctrine politice creștin-democratică, creștin-democrația și care sunt obiectivele anului următor ale acestui grup politic în Parlamentul European? Grupul PPE este grupul care de fapt a militat în permanență pentru extinderea Uniunii. Este grupul care a creat Uniunea Europeană atunci în anii 50. Toți principalii creatori ai fondatorii Uniunii fac parte din grupul PP. Adenauer, Schumann, Di Gasperi, toți cei care au creat Italia, Germania, Franța, nu sunt reprezentanții lor, au creat Uniunea, au făcut parte din grupul PP și chiar și după aceea cei care au dezvoltat Uniunea. Deci este principala caracteristică a acestui grup. Chiar dacă este grupul care întotdeauna este cel mai critic referitor la un stat care candidează pentru a intra în Uniune, este cel mai critic, de fapt este cel mai obiectiv, pentru că nu contează decât a respecta regulile. Chiar dacă este așa, el în continuare dorește extinderea Uniunii. Deci asta este principala caracteristică a acestui grup. Pe de altă parte, este grupul care militează doctrina populară, doctrina creștin-democrată, militează pentru dezvoltare, pentru dezvoltarea economiei, pentru o economie socială de piață, pentru că trebuie să dezvolți economia pentru a avea mijloacele să asiguri partea socială. Altfel nu se poate. A cheltui fără a pune ceva de unde să cheltui nu ține decât pentru foarte scurtă vreme și se poate vedea ce se întâmplă acum în Uniune. Eu cred în această doctrină pentru că în această modalitate de a face politică, pentru că eu cred că este cea mai bună. Să dezvolți economia, să creezi locuri de muncă și pe baza acestor realizări să poți să asiguri și ce înseamnă social. Adică pentru cei care sunt în nevoie, pentru educație, pentru sănătate. Sunteți europarlamentar ales în 2009 și aveți o activitate foarte bună în Parlamentul European, având drept dovadă faptul că sunteți vicepreședinte al grupului Partidului Popular European. Vă rog să-mi spuneți care sunt principalele caracteristici pe care ar trebui să le aibă un cetățean care dorește să candideze la alegerile europarlamentare din 2014. Da, e complicat răspunsul. În primul rând trebuie să primească voturi, nu? Ca să primească voturi trebuie să fie pe o listă de partid, ca să fie pe o listă de partid în România trebuie să intre în politică și să activeze în politică acolo, în România, și apoi să ajungă aici. De altă parte, cred că în primul rând trebuie să știe neapărat o limbă străină, cel puțin, dacă știu o limbă, trebuie să fie engleza, pentru că engleza este limba de conversație aici, de circulație aici. E adevărat, în plen, în grup, poți vorbi în limba maternă, dar acolo unde sunt, până la urmă, cel mai important întâlniri, unde se negociază rapoartele, legislația, acolo se vorbește engleza, pentru că nu se asigură traducere în toate limbile. Și să fie un bun patriot, să știe că dacă vine aici trebuie să apere interesele României, dar în același timp
să le apere în cadrul unei politici europene, unei familii europene, așa cum eu fac acest lucru în familia populară, și să-și facă treaba. Să știe că aici vine să-și facă treaba și trebuie să-și facă treaba, pentru că altfel nu contează. Aici, dacă nu muncești, nu contezi. Și în momentul în care nu contezi, înseamnă că nu poți să negociezi cu alții, să ceri niște voturi pentru tine ca să poți să dai și tu la rândul tău. Cam asta, așa, pe scurt, ce aș sfătui eu pe cineva care vrea să facă, să ajungă aici, în această instituție. Prezentați, vă rog, în linii mari, activitatea dumneavoastră într-o săptămână la Parlamentul European. Ce activități aveți, ce activități de bază, cât timp consumați la Parlamentul Depinde European? De săptămână. Există trei feluri de săptămână. O săptămână de grup, o săptămână de comisie și o săptămână de plen, așa cum este cea de acum, de la Strasburg. O săptămână de plen, să începem cu cea de acum, înseamnă că luni se termină programul la 9-10 seara, marți începe la 8, se termină la 9 seara, cel puțin. Da? Miercuri începe la 8, se termină la 8 seara, cel puțin. Joi, la ora 5 după masa, la 7 și ceva este avionul. În continuu. Deci este un program care presupune ca de dimineața când intri în Parlament, până seara, să ai întâlniri, să ai intervenții, să vorbești, să susții amendamentele, să ți le aperi, să ai intervenții în plen sau în diverse întâlniri. Într-o săptămână de grup, pentru mine e puțin diferit față de ceilalți membri. Eu conduc un grup de lucru în interiorul PPE-ului, deci acolo unde se decide poziția PPE-ului pe legislația cuprinsă în comisiile de buget, control bugetar, dezvoltare regională, agricultură și pescuit, și eu trebuie să-mi pregătesc aceste întâlniri, există aceste întâlniri, se desfășoară atât birou grupului de lucru, după aceea urmează grupul PPE, unde trebuie să-mi prezint concluziile din grupul intern. Asta înseamnă o săptămână de grup. O săptămână de comisie înseamnă participarea în comisiile unde sunt membru, adică în transport și în industrie în mod special, care începe cu pregătitoarele de luni. O săptămână de grup sau de comisie tot așa are programul, să știți, luni după 12, marți de la 8 la seara foarte târziu, miercuri la fel, joi până în jurul orei 5-6 după amiază. Deci particip la cele pregătitoare pentru comisii și apoi la reuniunile comisiei. Președintele unei asociații nou născute, să zicem așa, Asociația Studenților Timoșeni, care desfășoară activitățile de un an jumate la Craiova. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre activitățile pe care le-am desfășurat, pentru că nu vreau să mă laud, dar vreau să vă zic un lucru, că până acum am reușit să desfășurăm aproape 80 de activități în România și în Valea Timocului. Din păcate, situația în Valea Timocului nu este atât de bună. Vreau să vă zic că în cursul acestei vara am adunat semnăturile pentru prima clasă de limba română în Valea Timocului și, din păcate, nu am primit niciun răspuns. Există sute de semnături din partea copiilor,
nu avem dreptul de a sluji limba română în biserici, în Valea Timocului. Avem o singură presă, care este Timo Press, din păcate nici ea nu este susținută prea mult. Referitor la școlile despre care am vorbit, pentru noi este foarte important, pentru că există dorința copiilor și vrem să ne învățăm limba maternă. Deci noi am depus aceste semnături și asociațiile din Timoc și vrem decât să se îndeplinește dorința copiilor ăștia, pentru că asta este baza pentru tot. Un alt exemplu care avem sau altceva ce ne doare foarte mult este cetățenia pe care noi o obținem foarte, foarte greu. Vrem ca să se schimbă legea pentru dobândirea cetățeniei. Cu acest caz, noi am pregătit și legea și propunerea pentru schimbarea acestei legi și o să le dăm la domnul Marinescu, pentru că domnul Marinescu a fost de prima oră alături de noi și sunt convins și noi românii timocenii suntem convinși că așa vor rămâne și în continuare. Vreau să mulțumesc tuturor că ați venit să onorați acest eveniment, pentru că prin aceste lucruri noi vedem că vouă ne pasă de noi, ce este foarte important. Am zis că îi dau lui domnul Marinescu, deci propunerea pentru schimbarea legei de cetățenia și îi dau și un album cu fotografii din Valea Timocului cu un CD-ul. Fără să aibă vreodată școală, este extraordinar. Fără să aibă vreodată școală. Știți că în Serbia există un paradox, pentru că e un dublu standard. Cei din Voivodina au școală, ziar, radio, tot în limba română, cei din Timoc sunt socotiți vlahi și că au altă limbă și sârbii nu acceptă. Au o lege în care pot să ceară oamenii să învețe limba română. Din păcate însă, dacă cer, nu se face clasa, că se spune că nu sunt bani, sau cum e în Cladova, am înțeles că s-a reușit prima oară să se facă o clasă. Al doilea lucru e biserica. Există biserică românească în Voivodina, nu există în Timoc. Aici are o mică problemă și biserica ortodoxă, ca să fim cinstiți, a noastră, care n-a insistat foarte mult ca biserica care e la Vârșeț să ia și Timocul în subaripă. Și atunci au fost niște probleme. Eu am vrut să-mi deschid un birou la Timoc, în Timoc, așa cum am făcut-o și la Chișinău data trecută. La Chișinău vreau să spun că era Lupu, Marian Lupu era președinte de cameră de la comuniști și când i-am trimis o scrisoare că îmi deschid un birou, a spus nicio problemă. Și l-am deschis. De la Parlamentul Sârbesc n-am primit niciun fel de răspuns, chiar cu insistențe la ambasada Serbiei la Bruxelles. N-au vrut sub nicio formă. Nu mi-au dat niciun răspuns, nici așa, nici așa. Și atunci n-am insistat că n-am vrut să creez niște probleme. Deci atitudinea e destul de duplicitară. Ei sunt țară candidată, acum vor trebui să ia niște măsuri astfel încât să rezolve această situație, mai ales că în acest moment există și un protocol. Atunci când s-a votat în Consiliu să devină țară candidată, a existat un protocol între cei doi președinți. Da? Și atunci trebuie să respecte acest protocol. Au fost probleme, acum câțiva ani aveau o problemă cu consulatul, pentru că făceau două drumuri la Belgrad, care însemna 150 de kilometri, peste 150 de kilometri, o dată să ducă pașaportul, o dată să-l ia și costa foarte mult pentru o viză cu România, acum există un consulat. A fost o problemă și cu porțile de fier 2, unde nu exista
punct de trecere, numai la porțile de fier 1. S-a deschis, deci s-au făcut, să știți, în ultima perioadă, suficient de multe eforturi. Domnul președinte a fost acolo de mai multe ori în vizită, deci s-au mai rezolvat niște lucruri. Rămân însă alte lucruri care trebuie rezolvate în continuare. Deci, repet, pentru noi să sprijinim această comunitate este, cred că, o datorie, pentru că au, cum să spun, merită acest lucru. Bineînțeles, cu precizarea foarte clară către Serbia, nu vrem decât să vorbească în limba română și să aibă biserică în limba română. Nu vrem nici autonomie, nici culturală, nici teritorială, nici de niciun fel. Vrem să-și păstreze doar tradițiile, nu avem niciun fel de pretenție de niciun fel. Este o cu totul altă abordare și sârbii știu acest lucru. Știu, după părerea mea, foarte bine. Mai ales că au și exemplu, nu? Au Voivodina, unde au toate aceste drepturi. Numai că știți că ei au un Consilii Naționale pentru minorități. Și au un Consiliu Național al Românilor și au un Consiliu Național al Vlahilor. Acum două săptămâni am avut o tot așa o întâlnire la Bruxelles, unde a venit rectorul Universității Babeș-Bolyai, care a explicat foarte frumos ce înseamnă, de fapt, vlac și român. La fel cum nemții a dat el exemplu. Unii le spun nemți, alții le spun germani, alții le spun tedeschi, alții le spun almani. De când dincolo în Voivodina au un deputat, de aici n-au avut niciodată un deputat care să-i reprezinte la Belgrad. Și ar vrea să facă multe. Au nevoie de sprijin. Să știți că și cărți sunt bune. Și să faceți o vizită acolo e foarte bine. Fiind pe la un radio, pe la un post, sunt extraordinar de primitori, iar o discuție cu ei, repet, este extraordinară. În momentul în care auzi vorbind, este excepțional. Cum mi-a trimis Alex într-o seară un mesaj în care își cerea scuze că a întârziat și mi-a spus că s-a însomnit. Da? Deci este foarte... Este extraordinar să trimiți la ei și cred că trebuie sprijiniți. Să știți că nu sunt singurul român, dacă chiar vorbim de acest lucru, dacă te duci în Pindu, în Grecia, vă spun eu, vorbesc românește, dacă te duci în Albania, sunt foarte mulți care vorbesc românește, peste tot găsești, în toată zona Balcanilor. Plus Timocul Bulgăresc, unde acum vreo câteva săptămâni la sărbătoarea Zaibărului la Băilești, au venit două autocare din Bulgaria, care toți vorbeau românește, erau de pe zona, de pe Valea Dunării, de pe Valea Timocului, de fapt, între Dunăre și Timoc. Eu le mulțumesc că au adus această expoziție, le mulțumesc că au venit aici, că i-am invitat eu, dar e bine că au venit. Și cred că ar trebui să mai facem astfel de evenimente și să-i promovăm cât putem de mult. Oricum, eu sunt în delegația cu Balcanii de vest și de fiecare dată am grijă să precizez acest. Ne-am aflat pentru 4 zile la Strasburg, la Parlamentul European, împreună cu mai mulți studenți din România și din Valea Timocului. Scopul acestei manifestări a fost să, pe de o parte, studenții de pe ambele maluri ale Dunării să se cunoască și să socializeze, fiind un singur popor. Pe de altă parte, la invitația europarlamentarului Marian Jamărinescu sau studenții au fost în Parlamentul European pentru a cunoaște mecanismul de funcționare a Uniunii Europene, instituțiile Uniunii Europene și credem că au fost toate de bun augur, iar nu s-a venit
cu mâna goală, ca să spun așa, într-o sală frumoasă din incinta Parlamentului European. Au fost expuse 20 de fotografii ale fotografului Timocean Savijajur, fotografii care fac parte, de fapt, dintr-o expoziție mai mare de 50 de fotografii făcute pe un mal și pe altul al Dunării, unde sunt surprinse obiceiuri, tradiții, activități de zi cu zi ale românilor atât din Valea Timocului cât și din România, arătând încă o dată că suntem același popor cu același obiceiuri și același tradiții. Expoziția se numește Timocul din inima mea, a avut un vernisaj la Negotin la începutul anului, al doilea vernisaj a fost la Craiova, unde fotografiile au fost expuse o lună de zile, iar acum ne-am gândit să le aducem și aici la Strasbourg și ca un cadou din partea românilor, pentru că se apropie ziua de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Manifestarea a fost făcută într-un parteneriat între Asociația Studenților Timoceni și Cotidianul Regional Cuvântul Libertății și, bineînțeles, colegii noștri de la Timoc, de la Agenția de Presă Timoc Press. Sperăm ca manifestarea să se repete și la Bruxelles, în inima Uniunii Europene, și să ducem mai departe românismul, tradițiile, spiritualitatea poporului român. Pe lângă aceste activități, studenții au mai avut parte și de evenimente mai vesele, interactive, au vizitat muzee, catedrală, orașul care este un oraș istoric, un oraș foarte frumos și cred că au rămas cu amintiri plăcute. Impresia mea este că ceea ce mi-a plăcut, de fapt, foarte mult a fost modul în care s-au împrietenit acești tineri, s-au descoperit și sigur s-au legat relații care vor dăinui relații interumane. Mi-a plăcut foarte mult că au fost impresionați de ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, iar țara vecină, Serbia, este așteptată cu brațele deschise să se integreze în Uniunea Europeană și România o va sprijini în acest demers. Mi-a plăcut faptul că europarlamentarii din grupul popularilor europeni au fost prezenți într-un număr atât de mare la expoziție, ceea ce înseamnă că interesează problema din Valea Timocului. Și vreau să-i menționez prezența, în primul rând, a gazdei noastre, domnul Marian Jamarnescu, care de fiecare dată a fost foarte aproape de problemele românilor din Valea Timocului, dar și a doamnei Elena Băsescu și a domnului profesor Cristian Preda și a europarlamentarului Sebastian Bodu și a celor doi europarlamentari din UDMR, care fac și parte tot din grupul popular european, domnul Winkler și domnul Laszlo Tökes. Și, bineînțeles, șeful de grup al popularilor europeni, domnul Teodor Stolojan. Asta a fost un semnal că Uniunea Europeană este interesată de problema românilor din Valea Timocului. Mă numesc Savic Alexander și sunt vicepreședinte Asociației Studenților Timoceni și uite, mă aflu și eu cu voi aici, la Strasbourg, și mă simt foarte bine. Vremea un pic mai rece decât ieri, dar sper să fie o zi frumoasă. Da, uite, chiar ieri am vizitat lucrurile mai importante în Parlament. Am văzut, să zic, amfiteatrul la unde se adună parlamentarii. Ne-a fascinat frumusețea și ambientul unde toți ei lucrează și își desfășoară lucrurile din zi în zi. Păi, din cauza că Europa este o alianță democratică și sunt drepturile fiecărui om, să zic, la fel. De ce nu? Cred că fiecare poate care își pune ideea asta și cred că se poate ajunge în vârful Europei. De noi în Serbia e foarte departe. Deci sunt cu mulți ani, decenii înaintea noastră. Deci despre expoziția asta mie mi s-a părut că a fost foarte reușită. Și, în primul rând, vroiam noi ca lumea să vadă și să știe că și în Valea Timocului există biserici care, din păcate, nu mai sunt în proprietatea românilor și că sunt lucruri care fiecare națiune are dreptul la ele.
din păcate nu ni s-au luat bisericile astea și nici măcar să se aibă grijă de ele și să se întreține, dar nu fac lucrul ăsta. Și e foarte important ca să știe toți că noi vrem să se aibă grijă mai departe de ele și dacă ar fi cel mai frumos cum s-au și făcut, să se întoarcă înapoi a cui sunt. Ei, în primul rând o să le spun că avem lume care vrea să ne susțină și că sunt mulți care sunt interesați și tot mai mult cunosc problema noastră acolo. Din păcate, statul sârb nu prea cred eu că vrea să colaboreze cu noi și să ne ajute ca să ajungem la o înțelegere modernă, democratică. Și cred că trebuie și Europa să se implice mai mult în procesul ăsta de a pune Serbia și statul sârb și instituțiile să colaboreze mai mult pe tema asta. Mă numesc Alexander Najdanović, sunt președintele Asociației Studenților Timoceni, student în anul 3 la Medicina Generală din Craiova. Vreau să spun că niciodată nu am fost la Strasburg. Pentru noi este o experiență foarte mare, dar și pentru românii din Timoc, pentru că această vizită trebuie să reprezintă un bun viitor al românilor din Valea Timocului și o speranță pentru noi. Vreau să mulțumesc domnului Marijan Jean Marinescu care ne-a invitat și mi-a fost foarte plăcut când am văzut și restul europarlamentarilor care înseamnă că românilor într-adevăr le pasă de românii din Valea Timocului. Doamna care a explicat și a prezentat instituțiile Uniunii Europene m-a surprins plăcut pentru că a zis că și România are instituții la nivel național și cred că și aceste instituții trebuie să se implice mai mult în problema românilor din Valea Timocului, dar despre o funcție sau așa ceva în Parlamentul European vom vedea cu multă, multă experiență și cu multă luptă și cu multă luptă în primul rând și cu o prezentare foarte, foarte bună a persoanei, de activităților și caracterului în primul rând. Că noi chiar avem nevoie de așa ceva pentru că noi nu avem reprezentanți nici în Parlamentul sârbesc, nici în Parlamentul românesc, dar nici în Uniunea Europeană. De asta nici nu ne-am gândit în general. Eu cred că este un lucru foarte bun ca această expoziție de fotografii a reușit să ajunge și la Strasburg și au ajuns de prima dată niște monumente, niște lucruri care aparțin de cultura noastră, de religia noastră românească și care spune că suntem români, au avut această plăcere, expoziția, ca să o vadă și oameni de aici, din Strasburg. Mi-a fost foarte bine surprins când am văzut că oameni care treceau, nu oameni care au venit din România, dar oameni din europarlamentari sau oameni din Strasburg au stat și au văzut aceste biserici. Este vorba de Biserica Crepișevaț la Pușnea și Zagoraț sau așa ceva. Sunt bisericile și manastiri care sunt parasite, care au în timpul trecut au devenit în proprietate bisericii ortodoxe sârbe. Vreau să zic că acest lucru
pe noi ne doare, pentru că noi nu avem voie să avem biserica în limba maternă și ne doare încă mai mult pentru că aceste biserici nu se întrețin, sunt parasite, sunt ruinite. Și cred că și statul sârb, ca statul, trebuie să ia niște măsuri ca să se păstreze aceste monumente, că într-adevăr, deci aceste monumente nu reprezintă numai bogăția românilor din Valea Timocului, dar reprezintă bogăția și statului sârb unde noi trăim. Mesajul care va fi, există speranță. Deci nu putem spune că nu există o speranță sau nu există o bunăvoință. Deci acest lucru că au fost reprezentați atâta europarlamentari la prezență, atâta europarlamentari la această expoziție înseamnă mult. Înseamnă că românii din Timoc au o valoare în primul rând și oameni se intereseze despre problema asta. Acum noi trebuie să luăm măsurile și noi trebuie să mergem mai departe și mai departe cu niște soluții foarte clare și foarte bune care poate să reprezinte aia ce vrem noi. Pot să zic că acest lucru pentru studenți și pentru programele studențești sunt foarte importante, să creăm aceste legături între românii de pretutindeni, să zicem așa, pentru că acest student poate să ne ajute, poate să transmite acest mesaj al nostru mai departe și putem să facem foarte, foarte multe activități care depinde de promovarea culturii, tradiții, deci religii, limbii române, care este foarte importantă și, să zicem, și aici, și în România, și în Valea Timocului. În legătură cu biserica, vreau să spun că acest lucru pe noi ne supără și ne pare foarte rău că, vedeți, într-o instituție europeană, într-un centru european, să zic așa, nu este foarte normal și este firesc ca minoritatea respectivă să are slujba în limba maternă. Acest lucru vrem și noi. Cred că dacă Uniunea Europeană a putut face acest lucru, cred că și Serbia trebuie să merge mai departe, pentru că noi suntem susținători Serbiei pentru intrarea în Uniunea Europeană, pentru că, bineînțeles, și pentru noi asta va fi un mare avantaj și pentru noi tineri, și pentru Valea Timocului, și pentru toată Serbia, pentru dezvoltarea ei în punctul de vedere economic, agricol, social și mai departe. Și cred că noi nu facem nimic decât ajutăm pe statul sârb ca să intre mai repede în Uniunea Europeană, cerându-ne drepturile noastre fundamentale. Drepturile fundamentale sunt, deci, nu dreptul, pentru că noi avem dreptul la acest lucru, dar această lege nu se pune în practică. Deci, limba română la școli din Valea Timocului, o oră de limba română pe săptămână, mass media în limba română și slujba în limba română. Eu cred că aceste lucruri sunt firesc. Eu vreau să zic că stăm și trăim în România și putem să spunem că România este un adevărat exemplu pentru minoritățile. Deci, minoritățile în România au dreptul de a au reprezentanți în Parlamentul României, ce este foarte important. Noi nu avem aceste lucruri și cred că Serbia trebuie să ia exemplu de la aceste țări spre aderarea ei în Uniunea Europeană. Eu sunt Alisa Omeraghici din Asociația Studenților Timoceni.
Am venit aici în Strasburg și mi se pare foarte frumos. Cred că nu au toți ocazie să viziteze acest loc și am vizitat și noi Parlamentul Uniunii Europeană și mi s-a părut așa foarte frumos. Am vizitat orașul. Mă numesc Mihai Andra Mihaela, vin din Râmnicu Vâlcea, sunt profesor în cadrul unei postliceale sanitare și am venit în urma unui concurs pe baza unor cunoștințelor despre Uniunea Europeană. N-am fost niciodată în Franța, cu atât mai puțin la Strasburg. Și cum v-a plăcut aici? Mi-a plăcut, am fost impresionată de, în primul rând, circulația din oraș, indiferent că e oră de vârf, că este oră matinală, aici se circulă foarte bine, nu este în bulzeara, înghesuiala din România. Îmi place în Parlamentul European organizarea, toată lumea știe ce are de făcut. E totul bine stabilit, pus la punct, oamenii sunt punctuali și primitori. Mă numesc Mihai Irina, sunt din Râmnicu Vâlcea și am ajuns în Strasburg prin intermediul unui concurs care s-a desfășurat în Râmnicu Vâlcea și a avut ca temă Uniunea Europeană. Privea informații referitoare la Uniunea Europeană și legătura dintre România și aceasta. Am o impresie plăcută despre acest oraș. Cred că oamenii sunt destul de plăcuți și cel mai mult m-a impresionat Parlamentul European. Cred că e și un punct de atracție turistică pentru orașul respectiv. Sper să vizitez cât mai multe asemenea locuri. Bună ziua, mă numesc Căruntu Andreea Cristina, sunt din Râmnicu Vâlcea, sunt studentă în anul 2 la FEG Vâlcea, Filiara Vâlcea. FEG însemnă Fundația Ecologică Green. Am ales specializarea de asistent medical generalist. Vreau să fiu asistent într-o zi într-un spital românesc. Am foarte multe așteptări de la acest job. Este cu o mare căutare în Europa și în România. Eu cred că spitalele din România au nevoie de asistenți. Da. Normal că este o experiență unică în viață, pe care mulți nu o au, din păcate. Și pentru că mulți nu o au, preferă să o critique, să fie reticenți la anumite, în anumite privințe. Dar eu ce am văzut acum, am rămas profund impresionată. Totul este organizat, totul este gândit cu cap. Nu se îmbulzesc, nu se ceartă. Da, eu cred că este foarte important pentru că toți trebuie să fie de acord unii cu alții, să avem mai multe sprijine, adică dacă noi, Doamne ferește, am avea vreun război, să putem fi apărați și de către alte țări, să nu fim singuri. Da. S-a explicat acest mecanism și cum a zis și domnul europarlamentar Marinescu, după normele europene ne spălăm și pe dinți până seara, până ne și machiem și tot. Până seara, orice este normă europeană, făcută după normă europeană și chiar are mare legătură. Da. Posibilitatea să vizitați o expoziție a celor din Valea Timocului. Cât de mult v-a impresionat acesta? Foarte frumos. Mi s-a părut puțin ciudat
noi care avem mănăstiri, biserici și suntem credincioși. Sincer nu, dar fiecare țară are problemele ei și încearcă să și le rezolve într-un fel, iar dacă putem să-i ajutăm, cu mare drag. Ați realizat această legătură între ori aici, grupul domnului Maria Tamarnescu, profesor de studenți, ați legat relații, veți părta pe ajutor? Eu am luat toate adresele de e-mail și de Facebook și o să ținem legătura, o să vorbim. Dacă o să vină în Vâlcea tot timpul cu brațele deschise, o să vedem ce se poate face. Tot timpul eu sunt deschisă la orice. Așa, iar dacă e să fiu acolo vreodată în Valea Timocului sau să trec prin Serbia, aș apela și la ei să-mi fie măcar ghizi. Locul pe care vă aflați, ați văzut că strada se numește Sfânta Elisabeta. Nu este Sfânta Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, ci este Elisabeta a Ungariei, care a trăit în 1220, dar în 1226 a venit la Strasburg și a fost în pelerinaj la Sfânt Odil. Sfânt Odil e o mănăstire, cum e la noi, la Iași, cu Casa Paraschiva sau la Curtea de Argeș Filoftea, aici este Sfânta Odilia, care a trăit aici și are o mănăstire celebră și a venit în pelerinaj și i-a plăcut atât de mult locul încât a cumpărat acest teren în 1226 și l-a dăruit bisericii ca să se construiască pe terenul acesta o biserică, o mănăstire sau orice va dori biserica catolică în pomenirea ei, așa cum făceau și la noi odinioară voievozii. Și s-au tot perindat pe locul acesta tot felul de așezăminte bisericești până în 1860, deci pe când Moldova se unea cu țara românească, aici se construia această biserică, exact în același an, 1859-60, biserică de mănăstire catolică, că la ei sunt mănăstiri și în oraș, nu numai în locuri retrase. Mănăstire de maici, care a funcționat până acum 30 de ani. Moment în care numărul maicilor a început să scadă. Cum nu au mai avut noi recrutări, maicile s-au retras în spate, unde vedeți grilajul acela, și au făcut o capela lor. Biserica fiind foarte mare, n-au putut-o încălzi, n-au putut-o întreține și n-au putut să o păstreze în conformitate cu regulile europene. Și noi, când am avut nevoie de o biserică, am găsit-o într-o stare de delăsare, și nu de ruină, dar de murdărie. Am făcut lucrările care s-au impus, am introdus căldură, electricitate, am început să-i dăm aspectul interior de biserică ortodoxă, o să și pictăm cu timpul, dar o avem de 4 ani. Iată deci istoria acestei biserici. Comunitatea română din Strasburg numără în jur de 2000 de persoane, în Strasburg și în jur, sunt mult mai mulți mai departe, dar aici în Strasburg sunt în jur de 2000. Majoritatea medici, funcționari la instituțiile europene, studenți, foarte mulți studenți și restul singur din toate categoriile. Avem slujba fiecare duminică, vineri seara, sâmbătă seara, la sărbătorile mari, însă spre deosebire de România, aici preoții nu sunt plătiți. Și deci noi trebuie să căutăm de lucru în afară. Asta este dificultatea românilor din Occident, de a avea preoți. Preoții trebuie să lucreze și preotul în Occident nu are o competență în afara bisericii ca să-și găsească de lucru, trebuie să formeze și asta ia timp și e riscant. Deci cam asta este situația noastră de aici. Preotul este benevol în slujba parohiei, dar nimeni nu, să zic, nu-i acordă vreun fel de înțelegere că e benevol, trebuie să faci munca de preot, ori o faci, ori nu faci. Nu există jumătate de măsură când ești preot, când omul e bolnav și la căpătul lui, când are o problemă să fie. În plus, Strasburg fiind un oraș universitar și european, e nevoie și de o efervescență culturală. Ești invitat, trebuie să reprezinți diferite momente, fie biserica, fie cultura,
națională, așa încât încercăm să suplinim și această solicitare și de aceea facem colinde, învățăm colinde în momentul de față, pentru că o să avem mai multe concerte care ne așteaptă.